Cu el nu te plictisești niciodată. Avem grijă să alegem cele mai bune întrebări. Totul pentru Capral. Bună ziua și bine v-am găsit la Ce spun românii? Adevărul e că nici eu nu mă plictisesc cu voi, așa că suntem închit. Am citit o chestie foarte simpatică. O știam de ceva vreme, dar nu s-a confirmat. Acum că au confirmat-o, mi se pare foarte tare. S-a întâmplat în Houston. Aeroportul din Houston primea foarte multe plângeri pentru că dura foarte mult ca cei care aterizau să-și ia bagajele. Adică se dau jos în avion, făceau toate formalitățile, ajungeau la banda de bagaje și nu se întâmpla nimic. Și așteptau, și așteptau. Și oamenii, că acolo așa e, când aștepți prea mult, pui mâna pe calculator, pe telefon, pe... scrii. Domne, nu se poate așa ceva, vă bate joc de timpul meu. Așa că ce credeți că au făcut oamenii? Ce credeți? Nu știu, le-au luat direct din cală. Nu poți să-ți iei din cală, că sunt aia cu... Că ce, că bum, bum, nu. Nu. Cei de la aeroport, ce credeți că au făcut? Te gândești că prima chestie au făcut să, în așa fel încât să scurteze timpul în care bagajele ajungeau de la avion pe bandă, nu? Păi nu! Ce au făcut ei? Le-a adus ei bagajele. Cine să le aducă? Ce? Le-au adus ei bagajele. N-au adus ei bagajele, tocmai. Au lungit culoarele care duc până la benzi. Așa că săracii oameni stau jos în avion, fac stângă dreptă, stângă dreptă, stângă dreptă, stângă dreptă, și până ajung ei la bandă, ajung și bagajele. N-a joc-o pe asta, e. Nu, nu-i glumă, nu-i glumă. Căutați pe net, e foarte simpatică. Cu cine jucăm astăzi? Șobean! În apla... A câta ediție? A treia. A treia e? Sigur? Nu, sunteți siguri? A treia. În aplauzele... De unde sunt ei? Mureș. Târgu Mureș. În aplauzele voastre, familia Șopteren. Andreea este capitan. Bună, Andreea. Bună. Te rog să ne prezici nouă restul familiei. Sigur că da. A venit. Liniște. Senzaționalul meu soț. Mamă! Senzaționalul, te salut. Doamne ajută. Nici... Ce-ai pierdut respirație? Mamă, ce mi-a zis? Am zis că surprind. Cu minunata mea verișoară Bibi. Bună, bună, Bibi. Frumoasa mea mătușă Ibi. Bună, Ibi. Și dragul meu unchi, Ioji. Ioji. Ați văzut? Salut, Ioji. Mulțumesc. De data asta nu mi-a mai zis ca la imbecil, Ioji. Chiar dacă scrie Ioji așa, e Ioji. Primele două ediții așa a fost. Ioji. Cred că și-a dat seama totuși că nu e chiar așa prost. Asta zic. E o lumină stinsă. Jucăm? Da. Baftă. Să fie. Baftă. 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 Mulțumesc. De cealaltă mulțumesc parte, familia Andrăcescu! Yay! Dintre cum sunt ei și în afară de Maria au mai fost la noi în iunie 2018 două episoade. Silvia este capitan. Bună, Silvia. Bună, Capral. Silvia este analist, servicii clienți la o agenție de publicitate. Cei doi copii ai lor îi ocupă aproape tot timpul liber, dar mai găsește totuși timp și pentru a face voluntariat pentru serviciile medicale de urgență. Pe Cosmin l-a cunoscut în adolescență la ansamblu de dansuri populare Doina Covurluvului. Covurluiului. Covurlui. Am zis bine. Covurlui. Taci din gură, eram sigur. Deci e Covurluiului, da? Eu știam, ziceam cum trebuie. Sabotorul ăla de Dorin a așteptat momentul și când a auzit Doina și a zis, mi-a făcut încă, Covurluiului. Gata, mi-a făcut terci și... Creii mei sunt oricum vasteaua lor. Așa. Deci Doina Covurluiului, a să știi, Dorin, că nu m-ai încurcat decât inițial. Sunt împreună de 16 ani. Cine? Cosmin. Eu și Cosmin. Așa, știi, Silvia. Așa, bun. Hai că încet, încet ai văzut? Prost, prost, dacă mă duci în gară, mă să intre. Bine, mă dau jos pe partea aia, dar asta e. Te rog să ne prezici nouă restul familiei. Am venit împreună cu mătușa mea, Adriana. Bună, Adriana. Verișoara mea, Maria. Bună, Maria. Verișoara, Andreea. Bună, Andreea. Verișorul, Cosmin. Nu. Dragul și iubitul meu soț, Cosmin. Mamă, ai văzut? Adriana este asistent de farmacie. În timpul liber îi place să se plimbe și să se uite la seriale. Gătește foarte bine, dar nu-i place să facă deloc clătite.
fiica ei, Andreea, se plânge că nu i-a făcut niciodată. Mamă, vă dați seama ce dramă? Maria este în clasa a 12-a și se pregătește pentru facultatea de limbi străine, vrea să devină profesor de italian. Face bijuterii handmade, sau cum ar zice un italian, fate a mano. V-am povestit cu ospătarul? Eram în, cred că fix în Mamaia, acum mai mulți ani, și la fel am făcut eu glumă de asta cu și m-a zis, domnul ospătar a zis cu zâmbet, sunteți bilingv? Și eu, ca să-i arăt totuși că sunt eu chiar să ne... I-am zis, sunt chiar poliglot. Eu, pe genul, gata, la n-a. Și el a zis, nu sunteți bilingv. Gata, dublu boss, pot să te supăr eu pe tine. Așa. Face bijuterii, Fati Amano, împreună cu mama ei, iar tiramisu, iese ca în Italia. Scump? Nu chiar. Nu. Bun, adică, nu? Da. Ok. Andreea este asistent medical, spune că este perfecționistă și obsedată de curățenie. Yay! Doar popa are voie să intre în cățala ea în casă. Spune că e prostuță pentru că are încredere prea mult în oameni. Nu e așa, să știi. Nu e. Dar cantorul ce face? Rămâne la ușă sau se descalță? Nu. Intră și el. Deci popa și and the gang. Am înțeles. Da. Cosmin este cadru militar, este pasionat de dansuri, a făcut 7 ani dansuri populare, iar acum este foarte mândru că băiatul lor este pe cale de a deveni un balerin foarte priceput. Foarte tare. Bravo, bravo. Bine ați revenit? Jucăm? Bine v-am regăsit. Baftă. Jucăm? Runda întâi, capitan în față. Să vedem câte variante. Variante. Am rugat 100 de români să completeze anunțul făcut de domnul diriginte. Copii, mâine avem inspecție la ora de... matematică. Bun. Română. Bun. Un punct diferență. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc. Copii, mâine avem inspecție la ora de... dirigenție. Bun! Aici am nevoie și de răspunsurile copiilor de acasă. Copii, întrebarea este doar pentru voi. Te rog să-mi frumos să nu răspunzi, da? Doar pentru voi, pitici, da? Copii, mâine avem inspecție... Dar spuneți cu voce tare, da? Copii, mâine avem... Tare să se audă. Copii, mâine avem inspecție la ora de... N-am auzit nimic. Așa, altceva. Copii, mâine avem inspecție la ora de... Limba engleză? Da. Ok. Nu avem varianta asta. Andreea, copii, mâine avem inspecție la ora de... Chimie. Chimie. Da. De ce nu? Cosmin, copii, mâine avem inspecție la ora de... fizică. Da. Da. Avem sau nu avem? Da. Bun. Silvia, copii, mâine avem inspecție la ora de... geografie. Da. Bun. Foarte bine jucat până aici. Adriana, copii, mâine avem inspecție la ora de... istorie. Da. Bun. Maria, copii, mâine avem inspecție la ora de... informatică. Informatică. Nu. No. 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 Aveți dreptul să vă sfătuiți, familia Șoptărean? Andreea, ultimul tren. Bam. Copii, mâine avem inspecție la ora de... sport. Da? Da? Nu. Da? No. 95 de puncte în joc. Vă ascult? Educație fizică. Ok. Geografie. Bine. Biologie. Am înțeles. Desen. Ok.
cea mai prăpădită variantă. Copii, mâine avem inspecție la ora de... Biologie. Biologie. Da. Nous avons? Da. Incredibil. Fură răspunsul. Familia Șopteren. Așa ce... Au muncit oamenii ăștia o rundă întreagă. Ați văzut cum a venit Andreea? Incredibil. Runda a... Doua! Adriana și Alin, haideți. Să vedem câte variante. 7 sunt. Am întrebat 100 de români. Ce animal de la zoo primește spor de muncă în condiții de stres? Pe... Maimuță. Bun. Tu n-ai apăsat, nu? Nu. Ce animal... Dacă mai apăsi încă o dată. Nu mai apăsat. Ce animal de la zoo primește spor de muncă în condiții de stres pentru că are zilnic mulți vizitatori? Leul. Bun. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mersi. S-a întors Adriana, jucăm toți din echipă. Maria, ce animal de la zoo primește spor de muncă în condiții de stres pentru că are zilnic mulți vizitatori? Rinocerul. Avem rinoceru? Da. Nu e acolo. Andreea, ce animal de la zoo primește spor de muncă în condiții de stres pentru că are zilnic mulți vizitatori? Tigru. Da. Avem? Da. Bun. Cosmina. Ce animal de la zoo primește spor de muncă în condiții de stres pentru că are zilnic mulți vizitatori? Elefantul. Elefantul. Da. Da sau ba? Da. E acolo, bravo. Silvia, ce animal de la zoo primește spor de muncă în condiții de stres pentru că are zilnic mulți vizitatori? Ursul. Ursul. Da. Serios, așa? Da. Pe stres, da? Da. Bun. Adrian, ce animal de la zoo primește spor de muncă în condiții de stres pentru că are zilnic mulți vizitatori? Vulpea. Nu. No. Nu? No? Nu. No. No. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Maria, ce animal de la zoo primește spor de muncă în condiții de stres pentru că are zilnic mulți vizitatori? Iguana. Nu. Nu? Nu. 95 de puncte în joc. Vă ascult? Șarpile. Ok. Girafa. Bine. Zebra. Am înțeles. Lupul. Ok. Două variante. Ori dublați, ori sunteți egalați. Ce animal de la zoo primește spor de muncă în condiții de stres pentru care zilnic mulți vizitatori? Girafa. Da. E acolo, nu așa? Da. Nu e acolo și câștigă această rundă familia Andrășescu. Vă ascult, lupul. Lup? Unul. O luăm de la capăt, da. În runda a treia o luăm cum ar fi de la zero. Deci? Camila, pantera, zebra. Pantera și zebra. Pe unul. Crocodilo? Da. Cangur. Porcul mistreț. Cangur. Pantera. Pantera, iar la șase? Zebra. Zebra. Zagoar? Camila. Camila. Zebra, domnule, zebra. 9-5 la 9-5, pauză scurtă, runda a treia, o luăm cum ar fi de la zero, vom juca alături de Maria și de Bibi.
Și iată-ne că am revenit împreună cu toată echipa, cu două familii frumoase, inclusiv colegul nostru care dă butoane, regizorul nostru de emisie, domnul Ștuță, cel mai iscusit posibil și imposibil. Este incredibil cum dânsul face performanță, totuși fiind ajutat să se... E foarte mic de înălțime, domnule. Și ce, acasă era ideea, că în pauză râdeam cu domnul... De fapt, domnul Codreanu, eu nu râdeam, eu eram chiar în repugna ușor dialogul. Domnul Codreanu îmi spunea că e incredibil cum la vârsta lui domnul Ștuță muncește totuși într-un post de televiziune. Acum a aflat și Codreanu că n-are 6 ani, cum credea el, are 42. În sfârșit! Runda A? 3-a! Perfect. Cu cine jucăm? Bini și Maria! Perfecțiune. Să vedem. Bună. Câte variante avem. Să fiți atente că aveți de apăsat astea butoane. 8 variante. Am întrebat 100 de români. Ce obiect electronic sau electrocasnic este des oferit cadou la o cununie civilă? Televizor. Bun, foarte bine. Mașină de spălat. Mașină de spălat. Perfect, diferența de 3 puncte. Jucăm, pasăm? Jucăm. Haideți. Andreea, ce obiect electronic sau electrocasnic este des oferit cadou la o cununie civilă? Aspirator. Aspirator. Aia e. Te duci la cununia civilă, îi dai un aspirator, vezi că am mai primit încă 8 și o să zici, o să fie casa voastră lună! Foarte bine. Cosmin. Îmi place Cosmin, se pregătește ca de bătaie când mă apropii de el. Hai că o duce, hai că o duce. Ce obiect electronic sau electrocasnic este des oferit cadou la o cununie civilă? Robot de bucătărie. Robot, dar micuț. Voi ați înțeles greșit. Dincolo încoace, nu din... Silvia, ce obiect electronic sau electrocasnic este des oferit cadou la o cununie civilă? Cuptor cu microunde. Da, mai mic sau mai mare? Indiferent. Indiferent. Incredibil! Incredibil! Adriana, ce obiect electronic sau... ce-am zis? Electrosnic. Electrosnic! Băi, băiatule! Deci obiectul ăsta electrosnic este combinația dintre electronic și electrocasnic. Deci dacă aveți mâncați electrosnice, să aveți grijă de ele. Ce obiect electronic sau electrocasnic, deci electrosnic, este des oferit cadou la o cununie civilă? Fier de călcat. Fier de călcat. Calea vin și fier normal și stație mai mare. Favorit, foarte bine. Maria, ce obiect electronic sau electrocasnic este des oferit cadou la o cununie civilă? Storcător de fructe. Storcător de fructe. E, aici avem o problemă că e... Nu e acolo. Nu e, a rămas fără vitamine. Andreea, ce obiect electronic sau electrocasnic este des oferit cadou la o cununie civilă? Mixer. Mixer? Da. Avem și mixer, domnule. Bun. Cosmin, ce obiect electronic sau electrocasnic este des oferit cadou la o cununie civilă? Cafetieră. Da. Nu credeți? Da. Eu sunt convins că da. Nu stai și tu din niște tipa căsuță, bești o cafe, nu? Nu! Câștigă această rundă familia Andrășescu. Știu că pare puțin ciudat că râdem ca niște tembeli, dar noi ne luăm la mișto, mă rog, ei mai mult pe mine, dar și eu câteodată se mai întâmplă să iau la mișto pe colegii mei. Și avem un avem toți colegii mei sunt, mă rog, cu excepții, dar asta, ce să faci, că n-ai buget să iei așa. Îl avem pe Ștuță, care este foarte, foarte bun și este un regizor de emisie talentat, atent și dedicat și din când în când mă duce și prăjituri, deci...
Perfect. Runda a? A patra. A patra. Cu cine jucăm? Ivi și Andreea. Haideți. Să vedem. Puncte duble, aveți dreptate, să vedem câte variante. Bun. Am întrebat 100 de români. Ce produs din lut sau ceramică poți cumpăra de la un târg meșteșugăresc tradițional? Cană. Cană. Bun. Olă din lut. Bun. Jucăm, pasăm? Jucăm, pasăm? Jucăm, jucăm. 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 Să jucăm. Mersi. Ioji, ce produs din lut sau ceramică poți cumpăra de la un târg meșteșugăresc tradițional? Scumiră. Andrei. Ce produs din lut sau ceramică poți cumpăra de la un târg meșteșugăresc tradițional? Farfurii. Farfurii? Da. Bun. Alin. Ce produs din lut sau ceramică poți cumpăra de la un târg meșteșugăresc tradițional? Ceaun. Da. Primuiți. Bibi. Andreea a avut prima pornire, a fost... Și pe aia a văzut cum o i-a zis, hai, las, că nu e așa. Bibi, ce produs din lut sau ceramică... Tu ești foarte ambițioasă așa de obicei, nu? Da. Da, da. Ce produs din lut sau ceramică poți cumpăra de la un târg meșteșugăresc tradițional? Coș de pâine. Coș pentru pâine. Ok, m-am și speriat. Nu? Nu? Nu. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Ibi, ce produs din lut sau ceramică poți cumpăra de la un târg meșteșugăresc tradițional? Vază. Da. Sună bine, nu? Da. Bun. Ioji, ce produs din lut sau ceramică poți cumpăra de la un târg meșteșugăresc tradițional? Ghiveci de flori. O 120 de puncte în joc. Vă ascult? Ulcior de apă. Ok? Ulcior. Bine? Ulcior. Ok? Nu spune. Hai spune. Castron. Ups! Două variante. Silvia, ce produs din lut sau ceramică poți cumpăra de la un târg meșteșugăresc tradițional? Ulcior. Da. Câștigă această rundă familia Andrășescu. Am văzut treaba asta de-a lungul a... Asta e a treia ediție voastră, nu? Da. De-a lungul a trei ediții, la fiecare rundă pe care au câștigat-o, a aplaudat în doi în doi și la fiecare rundă pe care au câștigat-o, să spunem, adversarilor, au aplaudat foarte tare și foarte mult și toți cinci. De voi e vorba. Și mi se pare foarte frumos. Mi se pare foarte frumos. Ce avem la doi? Strachină. Strachină, domne. Boluri. Castron. Bol. Castron. Bibelorul. Bibelorul. Ar putea fi, da. Dar nu, dar strachină e. Strachină e, ce ai făcut? Dar și ce mă așteptam să fie? Dă ia arată-mi, să poate o fi și îmi fac pe nebun. Pitici? Nu pitici. Castron, strachină. Păsărica aia de fluier în ea cu apă. Fliu, 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 știi ce zic? Alea, fliu, 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 fliu. Că dacă băi, poți prea multă apă, facem fliu, 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 facem mai jos. Dacă pui mai puțină sau potrivit, fliu, 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 facem frumos. Runda A? Cine? Fliu, 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 fliu. Cu cine jucăm? Ioși și Cosmin. Ce, 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 hei? Ioși și Cosmin. Coji a ieșit. Cosmin și cu Ioji. Doamne ferește așa ceva. Hai să jucăm. Hai să vedem câte variante. 8.
Am întrebat 100 de români. Ce fruct nu vezi de obicei în coșul cu fructe din tabloul de pe peretele bunicii? Portocale. Bun. Caise. Pasați? Hai să jucăm. Ce fruct nu vezi de obicei în coșul cu fructe din tabloul de pe peretele bunicii? Ananasul. Cum să nu fie ananas? Nu l-am văzut. A, stai că eu am o bunică și în partea alaltă de aia. Bun. Alin, ce fruct nu vezi de obicei în coșul cu fructe din tabloul de pe peretele bunicii? Banane. Banane. Da. Cum, domnule, să le vezi frumos puse pe ziar, cum... Da. Nu? Bine că sunteți voi deștepți. Favorit, bravo. Bibi, ce fruct nu vezi de obicei în coșul cu fructe de pe tabloul... Nu, din tabloul de pe peretele bunicii? Cocos. Cocos. Da. N-avem varianta asta. Ibi, ce fruct nu vezi de obicei în coșul cu fructe din tabloul de pe peretele bunicii? Kiwi. Kiwi. Da. Avem kiwi, foarte bine. Yoji, ce fruct... O, Doamne. Ce fruct nu vezi de obicei în coșul cu fructe din tabloul de pe peretele bunicii? Papaya. Papaya. Da, dar nici pe tablou nu-l vezi. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Andre, ce fruct nu vezi de obicei în coșul cu fructe din tabloul de pe peretele bunicii? Prune. No. 158 de puncte în joc. Vă ascult. Mango. Ok. Mango. Bine. Avocado. Am înțeles. Avocado. Bun. Patru variante descoperite, cele mai populare, patru nedescoperite, alea mai prăpădite. Ce fruct nu vezi de obicei în coșul cu fructe de, din tabloul de pe peretele bunicii? Mango. Avem mango acolo? Da. Câștigă această rundă cu Amelia Andrășescu. Ce avem la 8? Pomelo. Pomelo. Grefuri. Grefuri? Și am uitat. Grefuri. Și mandarine. Mandarine. Pomelo. Pomelo. 6. Lămâie. Cum? Avocado. Avocatul? Fructul pasiunii. Ar fi ciușor, ce mai ai acolo pe perete? Am un tablou cu fructul pasiunii. Ce? De la bunică tu l-am. Mă, mamaie, mă. Tu știi, mă, mamaie, ce e ăsta? E fructul pasiunii, mă, mamaie, mă. Rodie. 5. Avocado. Avocado. Lămâie. Mandarină, avocado sau grapefruit? Grapefruit. Avocado. Lămâie. Lămâie. Runda A. Da. Punctele sunt... Triple. Jucăm cu cei doi. Triple. Mulțumesc. Să vedem câte variante. Am întrebat 100 de români. Ce cred oamenii că le aduce noroc? Trifoiul. Exact de la jucăm. Cu patru. Jucăm? Hai să jucăm, mersi. Ali, ce cred oamenii că le aduce noroc? Un medalion. Da. Bun, bun. Bibi, ce cred oamenii că le aduce noroc?
bibelourile. Da. Da? Nu e acolo? Nu-i panică, primul X. Ibi, ce cred oamenii că le aduce noroc? Cruciulița. Da. Da. Okay. E acolo. Iogi, ce cred oamenii că le aduce noroc? Verigheta. Verigheta a zis. Nu. No. Am 844 de replici în cap acum, dar o să atac. Se mai uită soacră-mea la emisiune. Bună, Mona. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Andreea, ce cred oamenii că le aduce noroc? Ce? Copiii. Propriilor copii. Da. Da. 153 de puncte în joc. Vă ascult. Eu am o monedă norocoasă. Ok, ok. Unde o ții? Ok, nu spune, dar nu, că cine știe, dar după aia dispare să ia de mine. Potcoava. Am înțeles. Potcoava. Bine. Coșarul. 5 variante. Ce cred oamenii că le aduce noroc? Coșarul. Da. Ok. Câștigă runda și câștigă jocul familia Andrășescu. Ce avem la 8? Potcoavă. Potcoavă? Găleata cu apă. Un bănuț. Un bănuț? Nu mai chinui degetele. Gata, s-a terminat jocul. Gata. Așa era. Purcelușul? Mielul. Cine? Mielul Vaselică, bravo. Potcoavă. Avem potcoavă. Ce mai avem? Elefant. Chiloții pe dos. Nu e asta, e contra vrăjilor. Nu, nu, și de noroc. Și de noroc? Da. Că iei chiloții pe dos ca să nu se facă farmece. Cum ai pățit tu că ți-au legat cununiile? Hai, nu râdeți că l-au făcut pe săracul băiat, deci era mai să-și facă și el un roz în viață și de atunci l-au nenorocit. Numai pe-n clubul și pe-n discoteci umblă. Nu mai știe de capul lui. Și-a schimbat și mașina, se îmbracă numai de la firmă, nu mai are, este nenorocire, vă zic. Cum? Gătește bine, se distrează, iese în oraș când vrea el, se întoarce când vrea el. Un blestem pe capul lui, zic. O monedă! Foarte bine, Cosmin, cu moneda ta. Ce mai avem acolo? Orez. Orez? Am încercat și eu și cu lapte și cu pui, nu... Nu ajută foarte mult. Elefantul cu trompa în sus. Elefantul cu trompa în sus? Se ține la geam. Am unul, se ține la geam. Se ține la geam? Elefantul cu trompa în sus? E prima oară când aud de chestia asta, dar nu te contrazic. Broasca cu banul în gură? Băi, băiatule! Greierul cu chitara în mână! Vulpea cu găina în gură! Ursul păcălit de vulpe! Deci avem acolo? Linte, vâsc. Cum? Linte, linte și vâsc. Vâsc. Așa, ok. Floarea care se cheamă sporul casei. Floarea, sporul... Nu, sporul casei e un borcan. Este și o floare. Borcan este nu e floare. Floare, nu, este sunt fel de fel de astea, de răzic păioase, de semințe. Nu. E așa știam. Nu, e o floare. E și o floare, da? Nu știam. Și cum arată? Ca niște steluțe, așa. Ca niște steluțe, stai, domnul, un pic. Stai un pic. Cum? O floricică mică, cu 4 petale. Da? Roșii. În formă de dolar. Am tăcut. Vâsc! Iar la 8, că m-ați obosit, m-ați omorât tot, toate ceacrele le-ați dat peste cap. Ce mai avem? Zi de naștere. Zi de naștere? Da? Și ce știam la un moment dat? Că era să o rezolv și eu pe treaba asta. Ce mai... Ce, foarte... Nu știu dacă cei mai mulți, dar foarte... Nu cei mai mulți. Foarte mulți oameni mor de ziua lor. Pe cuvânt.
Da, era s-o păsesc eu la un moment dat, că eram, da, da. Am bătut la Sfântul Pătru și mi-a zis, încă nu, dar te aștept mai încolo. Da. Cont un euro? Aduce noroc, nu? Să știi că de multe ori aduce ghinion. Nevasta. Un număr. De telefon. Bun. Este un număr foarte norocos. Sper să n-aveți nevoie, dar să țineți minte, 112 e norocos. Da, Doamne ferește. Da. Ați obosit? Un pic. Nu? Un pic. Un pic? Vă lăsăm și pe alții. Așa, uite și așa. Dar oricum ați avut 3 jocuri foarte bune și vă mulțumesc că ați venit. Și e foarte simpatic cât de diferiți sunteți, dar în același timp că sunteți o familie unită. A noastră, uite așa, haide. Alin mai pe poet, așa, mai pe așa. Dar cumva, voi 5 v-ați completat foarte frumos. Și vă mulțumesc că ați venit și știu că v-ați simțit bine, nu vă mai întreb. Foarte bine. Să rămână. Vă mai aștept oricând. Toată bună. Sigur. Să rămână. V-am simțit foarte bine. Și eu m-am simțit foarte bine. Toate bune, Josi, nu? Josi. Pauză scurtă, revenim cu Runda Fulger cu voi. $2,440 ați câștigat până acum. Și eu cred că ajung. Acestea fiind spuse, mai puteți câștiga încă 2500. Cu cine joc? Cu Adriana. Unu? Și Cosmin. Haideți! Sunt două manșe. Prima are 20 și a doua 25 secunde, zic. Încep cu? Mine. Cosminie, hai. Inspire, expire, nu leșin. Inspire, expire, nu leșin. 20 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Sunt simple. Nu ne complicăm, jucăm simplu, întrebare-răspuns. Nu știm un răspuns, pas, trecem mai departe, la final ne întoarcem. Cronometru pornește de momentul în care termin de rostit prima întrebare. Jucăm? Jucăm. Îți mai zic regulile o dată? Nu? Nu. Baftă. Să fie. Am rugat 100 de români să completeze fraza. Ea, către el. Din păcate sunt îmbrăcată sport, așa că nu pot veni cu tine la... restaurant. Ce obiect din bucătărie poate fi atât din lemn cât și din plastic? Lingură. Ce bei dintr-un pocal la o petrecere de Halloween? Vin. Unde poți rătăci cheile de la casă? În mașină. Ce cumperi ca să faci sarmale? Carne tocată. Cât de tocată carne? Foarte tocată. Vrei să vezi ce-am făcut? Vede. Hai să vedem, Cosmin. Ia către el. Din păcate sunt îmbrăcată sport, așa că nu pot veni cu tine la... restaurant. Ia să vedem. Câți mici? Bun. Ce obiect din bucătărie poate fi atât din lemn cât și din plastic? Mi-ai zis? Lingură. Acum parcă nu mai ești așa de hotărât. Nu mai ești. O fi lingură de-aia mare, de-aia de așa, poate o fi, nu știu, zic și eu. Lingură. Foarte bine, domnule! Uite, vezi? Bravo! Ce bei dintr-un pocal la o petrecere de Halloween? Și tu mi-ai zis? Vin. Vin. Ok? Câtă lume la petrecere? Mulți. Bun, domnule, bun. Unde pot rătăci cheile de la casă? Mi-ai spus? În mașină. Ok. Cred că e favorit asta. Sper. Nu e. Dar totuși sunt 20 puncte bune, bravo. Ce cumperi să faci sarmale? Carne tocată. Să vedem. Foarte bine, bravo. 120 de bani. Fericitări.
Și vine acum și Adriana. Bine ai revenit, bine ai revenit. 25 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Dacă nu știi un răspuns, îmi vei spune pas, trec mai departe, la final ne întoarcem. Dacă îmi dai un răspuns și se aude sunetul ăsta, ar fi bine să-mi dai repede un altul, cât se poate de repede. Ok? Ok. Cronometrul pornește de momentul în care termin de rostit prima întrebare. Jucăm? Jucăm. Baftă. Mulțumesc, să fie. Am rugat 100 de români să completeze fraza. Ia către el. Din păcate sunt îmbrăcată sport, așa că nu pot veni cu tine la... restaurant. Altceva. Pas. Ce obiect din bucătărie poate fi atât din lemn cât și din plastic? Lingura. Altceva. Polonicul. Ce bei dintr-un pocal la o petrecere de Halloween? Vin. Altceva. Șampanie. Unde poți rătăci cheile de la casă? În mașină. Altceva. Buzunar. Ce cumperi ca să faci armale? Orez. Din păcate sunt îmbrăcată sport, așa că nu pot veni cu tine la... Vreți să vedem? Da. Hai să vedem, Adriana. Avem deja 128 de puncte. Ia către el. Din păcate sunt îmbrăcată sport, așa că nu pot veni cu tine la... Și aici mi-ai dat un pas. Favorit teatru, apoi restaurant, cinema, nuntă, petrecere, concert, club, mall. Ce obiect din bucătărie poate fi atât din lemn cât și din plastic? Mi-ai spus? Polonic. Polonic. Ia să vedem. Câte perișoare? Favorit? Tocător, apoi lingură, scaun, masă, dulap, paletă, polonic, bol. Ce bei dintr-un pocal la o petrecere de Halloween? Mi-ai zis vin. Apoi? Șampanie. Asta cu pocalul... Ia să vedem. Bule, bule... Câte bule? Bule, patru bule. Favorit, vin. Apoi suc, bere, lichior, cocktail, șampanie, ceai, coniac. Unde poți rătăci cheile de la casă? Mi-ai spus? În buzunar. Ok. Ok. Favorit, geantă, apoi mașină, buzunar, birou, ghiozdan, prin pat, în baie, în dulap. Ce cumperi să faci armale? Și tu mi-ai zis? Orez. Orez. Să vedem. ...22 de puncte. Foarte echilibrate răspunsurile... aceste întrebări, adică avem carne tocată, varză și orez. Favorita are 25, locul 3 are 22, deci varză undeva la mijloc. Apoi avem ceapă, piper, cimbru, bulion. 168 de puncte. Nu, n-am fost departe, mergem mai departe. Da, bravo. Mulțumesc. Haideți cu toți încoace. Familia Andrășescu, mergem mai departe. Toată lumea bine? Da. Perfect, da? Haideți și voi cu încredere. Oameni buni, atât a fost pentru astăzi. Sper că vă bucur, chiar sper că ați râs alături de noi. Să fiți bine, să fiți sănătoși. Ne revedem aici, la Ce Spun Românii, când aveți timp și când aveți chef. Sănătate!